Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra împreună săniuță. Nu va fi o săniuță croșetată, așa cum v-ați fi așteptat, pentru că pe canalele de YouTube sunt multe modele de săniuță. Însă astăzi voi face săniuța noastră din acest material, din acest hârtie gumată sau carton gumat, cum se spune. Acesta îl puteți găsi foarte ușor în librării sau în magazinele de specialitate, în ferărie, în alte magazine unde puteți găsi produsele necesare lucrărilor dumneavoastră. Deci avem nevoie de aceasta, avem nevoie de lipiciul la cald, vom avea nevoie de mărgeluțe, eu voi folosi acestea la metru, apoi vom avea nevoie de 4 suporturi pentru a face apoi tălpile și să fixăm partea de deasupra a săniuței. Eu am ales aceste de la sticlele de vin. Înainte era un ornament, l-am desfăcut anume pentru această lucrare. Vom avea nevoie de foarfece, un pix, un scobitor, pentru că cu el vom însemna pe hârtia gumată și carton. În total, bucata mea de carton, cea principală, are o lungime de 30 de centimetri. Aceasta am divis-o în mai multe feluri. Am folosit acest tip de carton, care este foarte flexibil, foarte ușor de manevrat. După cum vedeți, îl îndoim în modul în care avem nevoie. Deci, aceștia 30 de centimetri, eu i-am despărțit în felul următor. Partea centrală a saniei, 19 centimetri. Apoi, 5 centimetri, partea din spate, care va veni în felul acesta. Deci, 5 centimetri de lungime. După care, pentru partea din față, am o dată 4 centimetri și încă o dată alți 2 centimetri. În felul acesta, așa cum vă spuneam, cartonul fiind maleabil, după ce măsurați dimensiunile exacte, îndoiți cartonul și veți avea porțiunea necesară. V-am vorbit despre lungime, v-am spus în câți centimetri se divide fiecare parte, despre lățime, are 15 cm, de fapt eu am scris și aici. Apoi vom avea nevoie de alte două bucăți din același tip de carton, de 10 cm lungime și 5 cm înălțime, pentru că acestea vor veni fixate pe margini, în felul acesta. Apoi, bineînțeles, de alte două bucăți de carton care vor forma tălpile săniei. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Mai întâi și mai întâi voi forma aceste două părți care vor veni aici pe margini, pentru că nu vreau să rămână în felul acesta, să rămână cu această formă. Și cutia de la scobitori o voi folosi pentru a crea un semicerc aici, în felul acesta. După care voi tăia această bucățică de carton și, bineînțeles, și cea de-a doua. Pentru că nu aș vrea ca sania să fie așa ca o cutie desfăcută. Deci, uitați-vă. În felul acesta procedăm și rotunjim un pic partea săniuței. La fel vom proceda și cu cea de-a doua parte. Pentru a fi egale, nu este nevoie să
să mai măsurăm, ci doar vom pune cartonul deasupra și vom decupa în felul acesta. După ce am făcut și acestea, vom trece la partea principală. Voi da deoparte rigla când avem nevoie de ea și vom pune pe dos hârtia gumată, vom lua scobitorul, da totul deoparte, vom lua scobitorul și cu acesta voi însemna pe hârtia gumată exact dimensiunea de care avem nevoie. Vom avea nevoie de două astfel de bucăți, pentru că vom îmbrăca săniuța și pe dedesubt și deasupra. Vom pune să fie exact în mod egal, vom trasa cu scobitorul, acesta, după care vom decupa. Vedeți că se cunoaște foarte bine. Așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de două astfel de bucăți. Aceasta se utilizează foarte mult acum în anumite decorațiuni, această hârtie gumată. Am văzut foarte multe tipuri, de aceea am decis să fac săniuța cu acest material. Am schimbat poziția camerei în modul în care dumneavoastră să puteți vedea cu exactitate ceea ce eu lucrez și de aceea este nevoie să mă mișc în acest mod. Am decupat prima parte, acum o voi decupa pe cea de-a doua. Din nou voi folosi scobitorul pentru a însemna. După care vom tăia și această parte. Așa cum vă spuneam, sunt nevoie de două bucăți. Îmbrăcăm și dedesubt și deasupra, chiar dacă mă repet. Continuăm în felul acesta. Deci avem părțile principale deja pregătite. Acum, din acestea, va fi nevoie să croim patru bucăți, pentru că vor veni îmbrăcate și pe o parte și pe cealaltă. Deci, cu scobitorul vom delimita cele patru bucăți. Acesta. Și vom continua singure. Noi ne întâlnim când voi termina de decupat totul. Unicul lucru de care nu trebuie să uităm este că această parte are două fețe. Dacă vom tăia hârtia gumată în aceeași direcție, nu vor corespunde. Deci, prima am tăiat-o punând astfel șablonul, cea de-a doua o vom tăia punând șablonul invers, în direcție opusă. Astfel vom avea părțile corespunzătoare și deci vom
îmbrăcat și pe o parte și pe cealaltă fără nicio problemă. Deci, nu uitați de acest lucru, am ținut să precizez. Poate dumneavoastră nu veți lua în seamă, dar am vrut așa să fie o atenționare pentru a reuși să facem un lucru frumos, un lucru corect și să nu risipim această coală de care avem nevoie. Deci vom face în felul acesta și astfel vom avea hârtia gumată cu care să îmbrăcăm amândouă părțile. Acum voi da un pic de o parte. Eu primul dintre cartonașe deja l-am lipit. Acum îl voi lipi pe cel de-al doilea. Și îl voi lipi în felul următor. Așa cum ați văzut, cu lipiciul cald, voi face un pic de ordine aici. Deci cu lipiciul cald voi veni pe suprafața cartonului. Felul acesta, voi aplica cât mai mult și cât mai repede, pentru că știți că se lipește și se usucă foarte, foarte repede. Deci am făcut aici prima parte, o voi fixa bine, întoarcem partea cealaltă. Din nou, cu lipiciul cald vom trece pe toată suprafața. Vreau să vă spun că săniuța este destul de mărișoară pentru că vreau să pun la ea renul pe care l-am lucrat, renul pentru care am deja încărcat pe YouTube tutorialul, l-ați văzut și dumneavoastră. Acum, ce se întâmplă? Vom lua un pic cu foarfecul părțile care sunt în plus. Deci îl vom ajusta un pic în felul acesta, la fel și această altă parte. Acum am realizat părțile laterale. Le vom pune deoparte. Voi pune acest lipici aici pentru că lucrez jos, practic. Acum vom începe să formăm partea principală a săniuței. Cu scobitorul voi face semn aici, deci voi delimita practic părțile. Să fim atente să nu greșim. În felul acesta. Din nou cu rigla vom trage dungă cu scobitorul, însă nu vom tăia, vom lăsa așa. Pentru că le vom îndoi în funcție de cartonul pe care îl avem, o vom îndoi hârtia gumată.
felul acesta. La fel voi proceda și cu cea de-a doua parte. Voi pune hârtia gumată deasupra. Voi face semnele. Voi trage linia. Zilele acestea, cât nu am putut croșeta, v-am spus că am făcut o conjunctivită care mi-a dat un pic de probleme, m-am tot gândit la idei noi, idei cu care să vin în întâmpinarea dumneavoastră, idei care să vă atragă, care să vă placă, în același timp pe care să le puteți lucra cu ușurință. Deja sunt foarte mulțumită că ornamentul pentru brăduț v-a făcut mare plăcere. Acum voi lipi această parte de deasupra. Mă scuzați dacă mă tot aplec, dar am pus jos pentru că, așa cum știți, aici biroul meu este foarte mic și nu am spațiu suficient pentru a mă mișca. Locul este îngust, de aceea am și pus camera în felul acesta. Deci voi lipi prima parte, voi presa bine. Așa. Voi îndoi în felul acesta. Știți că am făcut linia de desubt. Așa. Acum voi continua cu cea de-a doua parte. O voi lipi treptat, nu tot dintr-o dată. Pentru că vreau să-i dau stabilitatea și forma de care am nevoie. Așa, în felul acesta, vedeți? De aceea spuneam că nu lipesc totodată, pentru că, vedeți, altfel aici nu va sta în modul corect. Voi continua. Nu mă zgârcesc la lipiciul lichid, la lipiciul la cald, pentru că avem nevoie ca săniuța să dăinuiască și anul următor. Forma pe care o doresc, după care voi veni cu cea de partea de la picioare. Și aici tot așa voi fi atentă. Eu sunt foarte sigură că dacă veți fi atente, va fi foarte ușor să o lucrați, săniuța. Deci îndoi și aici, în felul acesta. Iar acum mai avem o singură parte de lipit. Vedeți că avem un surplus de un
surplus din această hârtie gumată pe care apoi, bineînțeles, că îl vom tăia. În felul acesta am lucrat pe partea din față, deci am format partea din față. Acum mă voi decide. Acest surplus, parcă îmi pare rău să-l pierd, voi vedea apoi ce voi face. Vom continua să lipim partea din spate, deci dedesubt. Vreau să fie, cum să vă spun, îmbrăcată toată, și dedesubt și deasupra. Voi pune în felul acesta, sper că reușiți să vedeți exact. Și voi lipi. Acum aici pe dos voi veni cu partea principală. Așa. Iar acum vom forma partea din față. Vedeți, întotdeauna când lucrăm anumite lucrări pentru prima dată, ne se pare că este ceva greu, ceva ce noi nu putem realiza. Însă încet, încet, cu răbdare, veți vedea că vom obține efectul dorit. În felul acesta voi lipi această parte aici. Eu sper foarte mult să reușiți să vedeți, pentru că mi-ar părea foarte, foarte rău să nu reușiți să înțelegeți modalitatea. Și în afară de aceasta, așa cum vă spuneam, și pentru mine este o noutate, și pentru mine este o premieră, să spun, a lucra în acest mod. Eu eram hotărâtă să... Deja am lucrat o foarte bună parte din săniuța croșetată, însă văzând că este deja pe YouTube, cum v-am spus, nu vreau să încalc teritoriul nimănui și nu vreau să fac rău la nimeni. De aceea vin cu simplificări, vin cu ideile mele și cu ceea ce cred eu că v-ar putea ajuta, v-ar putea fi de folos. Acum aceasta, așa se prezintă ceea ce am realizat până acum. Voi tăia unde este un surplus
de hârtie gumată, pentru că vreau ca totul să fie perfect. Ceea ce este în plus, încet, încet voi decupa. Pentru că aici, pe această margină, am decis să lipesc acele mărgeluțe pe care vi le-am prezentat la început, când am prezentat materialele. Și de aceea, pentru că și ele vor da din nou o mai mare stabilitate lucrării. Deci va sta exact în modul în care trebuie să stea. Să vedem aici dacă avem ceva în plus, sigur. Avem și aici. Îl facem felul acesta. Am pus pe birou această coală pentru a proteja biroul și mileul care este dedesubt. Așa. Deci, aceasta este partea din față, aceasta este partea din spate. Acum, dăm un pic de o parte, vom lipi părțile laterale. Acestea vor veni lipite în acest mod. În felul acesta. Haideți să prindem curaj și să continuăm. Tremură mâna un pic, însă aceasta este un tremur care mi-a rămas din cauza problemelor de sănătate pe care le am. Însă eu nu mă las bătută și merg mai departe. Dacă este nevoie, pune din nou un pic de, da, în partea din spate, din nou lipiciul lichid, lipiciul la cald, scuzați, eu folosind foarte des lipiciul lichid, mă confund, mă scuzați. Stea cum vreau eu. Și astfel vom lipi și cea de-a doua parte. Noi ne întâlnim când am terminat de atașat acestea și vom continua cu săniuța. Trebuie să ținem bine aici. Uitați-vă. Deci ne vom întâlni după ce vom lipi și cea de-a doua parte și vom continua. Următorul lucru pe care îl vom face acum că am montat părțile principale ale săniuței este să punem mărgeluțele, totul, de jur împrejur, pentru a ascunde bucățelele de carton care sunt rămase. Puteți folosi lipiciul la cald. Eu îl voi folosi acesta lichid pentru că nu știu de ce pistolul meu nu vrea să se mai încălzească. Și voi aplica, deci pe toate părțile unde se vede cartonul, noi vom pune mărgeluțele. Vom începe de aici, de la un capăt și vom merge totul de jur împrejur. Cu răbdare le vom lipi și apoi veți vedea că veți fi mulțumite de rezultat. Cu siguranță. Cu siguranță.
Eu cred că va părea foarte frumoasă, eu mi-am imaginat-o. Așa cum v-am spus, m-am tot gândit în aceste zile cum aș putea să o fac, să fie cât mai atrăgătoare, cât mai frumoasă. Vom fixa în felul acesta. Puteți folosi foarte bine lipiciul la cald, așa cum v-am spus. Eu am aici atașate într-un singur prelungitor toate cutia de la internet, laptopul, camera, toate sunt și cred că nu mai reușește să încălzească totul. Deci în felul acesta procedăm. Totul de jur împrejur și bineînțeles părțile de deasupra. Este nevoie de un pic de răbdare, însă veți vedea că merită. Deci noi ne întâlnim după ce am lipit toate mărgeluțele. Haideți să terminăm, Săniuța. După cum vă amintiți, la început v-am spus că avem nevoie de aceste dopuri de la sticlele de vin. Îl voi tăia cu cuțitul în jumătate, pentru că o parte din el este mai gros și o parte este mai subțire. Deci noi vom folosi partea mai groasă, partea de deasupra și o vom tăia. În felul acesta eu am procedat și cu celelalte, iar acum acesta îl vom îmbrăca în același carton sau hârtie gumată, cu lipiciul la cald, în felul acesta. Voi începe. Voi lipi de jur împrejur, sper să reușiți să vedeți bine. Vă spun că am început acest tutorial astăzi dimineață. Tot ceea ce am lucrat până acum, am lucrat doar așa frânturi pe bucățele, acum este seară și doresc să-l termin pentru că mâine aș dori să-l încarc. Pentru a încărca un tutorial, acum este nevoie de ore bune. După cum vedeți, am pus lipiciul lichid din abundență, am ajuns până aici la capăt, am îmbrăcat dopul, iar acum voi decupa practic ceea ce este în plus. Am făcut foarte bine că am pus pe masă această coală care protejează biroul, protejează fața de masă, mileul care este dedesubt, pentru că este totul plin de sclipici. Așa. Deci am aranjat și picioarele, să spunem așa, săniuței. Vom da totul deoparte. Dacă este nevoie, mai adăugăm un pic de lipici lichid pentru a fixa bine în felul acesta. Și acum vom trece la tălpile săniuței. Pentru tălpile săniuței vom proceda în felul următor. Voi da de aici un pic deoparte, mă scuzați. Avem nevoie de două bucăți de sârmă, un pic mai grosuțe. Deci, nu are importanță lungimea lor. Ale mele ce lungime au, ca să vă spun, să știți, au o lungime de
5 cm și jumătate. Acum eu voi lua această bucată, voi pune mai întâi așa cu aproximație, să văd așa, cam cât de larg aș avea nevoie. Dacă nu aveți astfel de dopuri, puteți folosi orice alt tip de dop, chiar și bucată de tub de plastic tăiat. Așa. Voi decupa două bucăți în felul acesta. Deci nu uitați, întotdeauna cu scopitorul vom face dungile, pentru că este foarte delicată această hârtie gumată. Scuzați că uneori mai încurc cuvintele în felul acesta. Avem prima, apoi voi tăia pe cea de-a doua și deci vom pune din nou aici, vom trasa cu scobitorul pentru a ști dimensiunea exactă și vom decupa și cea de-a doua talpa săniei. În felul acesta. După ce am terminat și cu aceasta, voi decupa și de aici. Fac totul așa în fața dumneavoastră, în modul în care să puteți vedea, chiar dacă mâine voi sta 5-6 ore cu ochii în laptop, vreau ca lucrarea să iasă așa cum trebuie. Deci avem aceste două bucăți, le vom întoarce pe dos în felul acesta. Vom măsura lungimea săniuței. Așa. Deci cam în felul acesta. Cam până aici, să spunem, vom avea o lungime de 23 de centimetri. Aici, deci unde sunt, vom pune 22 și jumătate, pentru că avem jumătate de centimetru în plus aici. Așa, voi face pur și simplu o dungă. La fel voi face și cu cea de-a doua, 22 de centimetri și jumătate. Așa. Acum, următorul pas pe care îl vom face va fi, vom îndoi în felul acesta și pe mijloc exact vom aplica această parte metalică. Încercăm să fie exact pe mijloc, pentru că vom avea nevoie să o îndoim. Veți vedea acum. Deci pun aici lipiciul la cald, aplic în felul acesta, voi îndoi așa. Puțin lipit să se lipească bine. Și în același mod voi proceda și cu cea de-a doua. Între timp, bineînțeles, voi mai adăuga lipiciul la cald pentru a lipi totul cum trebuie. Așa. Ceea ce este în plus după aceea vom elimina foarte ușor. Este o problemă. În felul acesta am procedat cu
prima talpa, cum vom face pe cea de-a doua, din nou voi pune lipiciul la cald. Atât cât este posibil să pot aplica bucățica de sârmă mai groasă, așa cum v-am spus. Voi lipi și această parte. Cred că nu veți râde de modul în care procedez. M-am gândit foarte mult cum să le fac. Uitați-vă, sunt egale. Felul acesta. Acum voi face din nou. Voi lua fiecare bucățică și voi încerca să decupez aici, să fac ca un mic vârf al tălpii. Vedeți? În felul acesta. În mod egal voi proceda și cu cea de-a doua. Voi tăia și aici. Sincer vă spun, toate astea sunt invenții pure, ceea ce îmi trece prin cap. Mă pasionează foarte mult să creez anumite noutăți, așa să le spunem, să găsesc diverse modalități în care să pot să desfășor lucrul. Acum voi lua dopul, care deja l-am îmbrăcat. După cum vedeți, pun lipici lichid aici din abundență și îl voi lipi. Acesta este pentru partea din spate. În aceeași direcție voi lipi și cel de-al doilea, întotdeauna cu partea unde am lipit în interior, înspre interior, pentru că vreau să fie în mod egal. Așa. Mie imaginația nu-mi lipsește, mi lipsește doar timpul. Acum voi pune și următoarele două piciorușe, să le numim așa. Le-am pus una lângă cealaltă pentru a fi în mod egal lipite la aceeași distanță. Iar acum nu avem nimic altceva de făcut decât să lipim săniuța deasupra. Și vom începe. Vă fi atentă. Pune lipici la cald cât de mult. Să-mi stea fix, chiar dacă consum mult, nu mă interesează. Important este ca săniuța să iasă așa cum îmi doresc eu. Și cred că am pus în mod corect. Nu vă uitați la aceasta, nu este încă lipită. Prima parte am atașat-o.
Acum voi continua cu cea de-a doua. Cea de-a doua parte. Voi să fiu atentă la modul în care voi lipi aceasta a doua parte, pentru că nu vreau să fie, să nu fie în concordanță, să nu fie în aceeași. Acesta, iar acum voi pune partea a doua. Exact. Și uitați-vă că am reușit în sfârșit să terminăm săniuța. Acum, ceea ce va urma să facem este, bineînțeles, să lăsăm un pic să se așeze, să se lipească bine și apoi vom încărca săniuța noastră cu daruri. Vedeți? Vor veni cutiile aici. Și nu aceasta, nu este aceasta. În acest an, cutiuța, într-adevăr, va conține un frumos cadou pentru Gabriela și pentru Andrei, care în curând se vor căsători, sau pentru Adrian și pentru Ioana, primii dintre ei care se vor căsători, sunt verighetele de la mami, care moșul le va purta către ei. Și atunci voi face în felul acesta. Așa. Aceasta este ceea ce am vrut să vă prezint. Așa cum spuneam, primii care se vor căsători, verighetele sunt. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu am făcut cu un scop anume. Aceasta cu cadourile. Și pentru că știu că va urma, va fi nevoie. Sper să vă placă ceea ce am realizat. Sper să o lucrați și dumneavoastră cu plăcere. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Și mi-ar face deosebită plăcere să o văd lucrată de dumneavoastră. Eu apoi voi pune renul și voi aranja modul în care să avem și pe moșul aici, renul, să avem toată echipa completă. Sunt Tatiana Andrie și vă mulțumesc pentru atenție. Sper să ne întâlnim foarte, foarte repede cu un nou tutorial, interesant și acela, un tutorial în care din nou voi veni cu o noutate, care va fi, sper eu, plăcută dumneavoastră, așa ca clopoțelul pe care l-am realizat ieri. Chiar dacă la mine este seară și mâine voi încărca tutorialul, eu vă spun noapte bună, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!